Aș dori în seara aceasta să continuăm uh, tema pe care am tratat-o și data trecută, despre membralitate. Data trecută ne-am uitat la faptul că uh, în însăși, însuși conceptul de membralitate stă uh, Biserica Locală. Ca să vorbești despre membralitate, trebuie să înțelegi unde sau în ce ești membru. Da? Uh, aceste mesaje sunt pentru noi toți, pentru cei care suntem parte deja din această biserică membrii și ne pregătim să primim alți membri pentru cei care suntem deja parte membri și ar trebui să ne verificăm să ne verificăm sănătatea membrală. Asta e o expresie, poate ar trebui uită. sănătate membrală, da? Putem să fim membri, dacă să avem anumite deficiențe. Cât pentru cei care vor să fie membri din această adunare și care în urma acestui studiu poate nu vor mai vrea, sau poate vor vrea mai mult, și poate că alții care n-au vrut tot să vrea acum, da? Deci, pentru toată lumea mesajul acesta. Acum aș vrea să intrăm împreună într-o analiză a ceea ce înseamnă membralitate. Am sumarizat o definiție care să fie accesibilă pentru noi. Membru unei biserici locale este un om născut din nou, care și-a mărturisit public credința prin botez, își asumă responsabilitățile de membru, în cadrul unei biserici locale, aderând la mărturisirea de credință a acelei biserici. Sunt multe alte lucruri pe care le putem spune de un membru, despre un membru, dar am încercat să fac o sumarizare ca să înțelegem. Haideți să privim pe rând la aceste lucruri. Prima condiție pentru membralitate este nașterea din nou. Lucrul acesta, din nefericire, a început să fie luat ca de apucat ca și cum asta ar fi norma. Domnule, e, e, e clar că, de exemplu, cei care s-au născut în familie noastre sunt născuți din nou. De asta se practică botezul la lot. Știți cum e botezul lot, nu? Botezul la lot. Ajuns la vârsta, fug la apă, la Iordan cu voi, Ghilimele la Iordan. Din păcate, unii dintre noi mărturisim că ăsta a fost un eveniment tragic din viața noastră. Unii care vin din lume probabil nu. Un eveniment tragic din viața noastră când am intrat la botez pentru simplu fapt că așa s-au botezat ceilalți. Adică dacă se botează prietenii mei de 18 ani, eu de ce să nu mă botez? Cine nu suntem amândoi din familie de pocăiți? Cu ce el mai grozav decât mine? Că și el are aceeași mărturie ca a mea. O mers la grupele de copii, la orchestră, la fanfară, la cor și după aia s-au botezat și membru în biserică. Care e problema? De ce el ar fi membru și eu nu? Asta este o tragedie pe care au experimentat unii oameni și care după 15-20 de ani, am auzit o grămadă de mărturii de genul ăsta, 15-20 de ani oamenii ăștia și-au dat seama, domnule, eu nu sunt născut din nou. Eu m-am botezat fără să fiu născut din nou. Și mergeam pe o cale greșită. Deci, prima condiție aceasta este. Este fatal pentru o biserică să nu predice, să nu provăduiască, să nu vorbească despre evidențele nașterii din nou, despre necesitatea nașterii din nou, nu doar pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu, ci pentru a fi membru într-o adunare locală. Da, pentru adunare locală. Se practică și tipul ăsta de abuz în care o persoană influentă din biserică, influentă din multe puncte de vedere, vrea să-și aducă copiii în membralitatea bisericii și pune un fel de presiune pe conducerea bisericii ca să-i primească ca membri doar pentru că au influență în biserică. Dar este tragic și pentru ei ca părinți și pentru copiii ăia care sunt împinși la lucrul acesta. Asta duce la moartea unei biserici locale umplerea acelei biserici de oameni care nu sunt născuți din nou. Cei ce au primit provoduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. De aceea, dacă, mem dacă membralitatea depinde de nașterea din nou, de aceea este important ca Iosif cu Oana, ca ceilalți care vor să fie membri, da? să trăiască în mijlocul comunității. De ce să trăiască în mijlocul comunității? Pentru că comunitatea, în momentul în care va zice da, acceptăm ca ei să fie membri în adunarea noastră, ce spunem despre ei? Că ei sunt născuți din nou. Acum să nu ne înșelăm, noi nu facem o declarație infailibilă. Da? Noi nu suntem Dumnezeu care să vedem în sufletul omului. Dar noi facem o declarație pe care Dumnezeu ne cere să o facem după niște evidențe exterioare pe care le avem lăsate în cuvântul lui Dumnezeu. Dacă evidențele alea sunt, noi facem o declarație, confirmăm biserica că ei sunt oameni născuți din nou, prin acceptarea lor ca membri. Da? Să fie foarte clar ce facem noi. Noi nu facem așa doar... Dar de ce să nu fie membri în biserica noastră? Care e problema? De ce tanti Ileana din blocul ăsta, dacă vrea într-o zi să fie membru în adunarea noastră, să nu fie? Nu poate să fie direct membru până nu are evidențele nașterii din nou. Acesta este motivul de exemplu pentru care în biserica primară se botezau oamenii când se converteau. Pentru că apostolii și pentru că datorită unor circunstanțe speciale care existau atunci, oamenii aceia puteau să vadă evidențele nașterii din nou mai repede decât noi vedem. Noi suntem oameni mai slabi, dacă vedem evidențele nașterii din nou mai greu, le cerem oamenii să... Le cerem oamenilor să trăiască întâi în comunitate. Nu există niciun fel de grabă. Și veți vedea că, în general, oamenii care se grăbesc la lucrul acesta au anumite probleme. Recent mi-a spus niște frați dintr-o anumită adunare, din altă zonă din țară, au venit în adunare, aveau niște probleme financiare. Evident că au fost o suspiciune din partea bătrânilor adunării și le-au cerut, fără niciun fel de altă justificare, uite, mai întârziați o lună, două ca să fiți membri în adunare. Nu să fie botezat, nu să fie membri în adunare. S-au supărat și au făcut boceluța și s-au dus la altă cutiuță, altă piață religioasă. Da? E o problemă. De ce? Dacă mântuirea ta nu e legată de membralitatea ta, ce te-ar împiedica pe tine să ai răbdare? De aceea, repet, pentru a fi evidențiată nașterea din nou, este necesar ca oamenii aceștia să trăiască în comunitate. Când spun lucrul acesta, să nu fim absurzi. Unu, noi nu avem cunoaștere infailibilă. Doi, noi nu cerem o membralitate sau niște oameni perfecți care să fie membri. Pentru că noi nu suntem perfecți, da? Noi nu vorbim despre o perfecțiune a vieților. Să vedem dacă Iosif uh, este un creștin perfect. Nu fratele uh, Radu, fratele Marius, fratele Andrei, dacă sunteți născuți din nou sunteți frați, dacă nu sunteți frați mă iertați dacă vă numiți frați fără să fiți, uh, eu sper că sunteți, uh, ei au trăit cu Iosif și au văzut dacă el are evidențele nașterii din nou. Dacă ei sunt născuți din nou pot să vadă lucrul acesta și chiar oamenii din lume pot să vadă lucrul acesta, da? Ei nu au zis, oh, pentru că Iosif nu este perfect, el nu poate să fie membru în adunarea noastră. Bine, cei care nu sunt membri nici nu contează ce crede ei despre a fi membru în adunarea noastră. Dar dacă ar fi membri, ei nu se așteaptă sau nu ar trebui să ne așteptăm la perfecțiunea unei vieți, ci la realitatea unei vieți, la prezența vieții. Deci noi vrem să vedem prezența vieții duhovnicești în viața unui om, nu perfecțiunea celei vieți, nu desăvârșirea celei vieți. Deci nu vorbim despre o membralitate iluzorie absurdă. Da? Despre ceva ce nu există, nu poate exista. Eu nu sunt perfect, voi nu sunteți perfect, nu ne așteptăm la niște oameni care sunt perfecti și la niște oameni care sunt născuți din nou și care atunci când greșesc dovedesc pocăință și dovedesc disponibilitate de a se corecta și dovedesc disponibilitate de a se îndrepta și de a se supune metodelor Harului printre care, sunt, printre care găsim și această sfătuire în dragoste care vine din partea fraților noștri atunci când o luăm razna sau deraiem. A doua condiție pentru membralitate este mărturisirea publică a credinței în botez. Și unii se încurcă în treaba asta, să știți. Unii se încurcă în lucrul acesta. De ce botezul? Pentru că botezul a fost lăsat de Dumnezeu. Noi credem în icoane, asta e una dintre icoane. Icoana aceasta închipuitoare, spune Petru, da? Icoana în care noi credem este icoana botezului. Icoana botezului spune ceva despre Isus, că Isus a murit, a fost îngropat și a. În asta spune icoana botezului. Dar icoana botezului mai spune ceva. Că eu, de asta mă botez eu, că eu am murit, am fost îngropat și am înviat împreună cu Domnul Isus Hristos la o, o viață nouă. Cu alte cuvinte, botezul, icoana botezului, această imagine închipuitoare sau această icoană închipuitoare, închipuie ce? Că eu am avut parte de lucrarea răscumpărătoare a Domnului Isus Hristos. Că eu, candidatul, am fost unit cu Domnul Isus Hristos prin lucrarea pe care Sfânta Treime o face. De aceea în Biblie găsiți botez în numele Tatălui a Fiului și a Domnului Sfânt și botez în numele Lui Isus. De ce? Pentru că lucrarea mântuirii simbolizată în botez este o lucrare a Sfintei Treimi. Toată Sfânta Treime face lucrarea mântuirii. Dar această lucrare a mântuirii a fost procurată specific de persoana Domnului Isus Hristos. Noi suntem eretici. Noi nu credem că Duhul Sfânt a murit la cruce. Duhul Sfânt n-a murit la cruce. Tatăl n-a murit la cruce. Fiul a murit la cruce, da? Deci lucrarea răscumpărătoare a Sfântei Treimi este procurată. Mântuirea este procurată în persoana Domnului Isus. Eu sunt unit cu El și arăt lucrul acesta prin botez. Arăt că practic, experiențial, am avut parte de mântuire. Da? Că -și, fapte 2 cu 41. Cei ce au primit propăduirea Lui au fost botezați. Și ascultați ordinea. Au fost botezat, au primit întâi, au primit provăduirea, naștere din nou, mântuire, convertire, cum vreți numiți. Au fost botezați, și la numărul ucenicilor s-au adăugat apro a, 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 aproape 3000 de suflete. Fiți atenți! Să știa care e numărul ucenicilor. Este un numărul ucenicilor. Din exterior cineva vine, este adus spre interior. Cum? Asta e calea. E numărul ucenicilor aici. Din exterior cineva este adus prin propovăduirea Evangheliei. Nu noi îi aducem cu armon. Vom, i a la noi. Nu cu nimic altceva, prin provoduirea Evangheliei. Noi avem muzica cea mai tare, veniți la noi. Noi avem proiecte sociale, veniți la noi. Noi avem activism, veniți la noi. Noi implicăm pe toată lumea din biserică în tot felul de activități și activități și activități. Nu! La numărul ucenicilor, care e foarte bine definit în Cartea Faptelor, foarte bine definit, la numărul ucenicilor cineva vine din exterior atras de Evanghelia pe care o predicăm. El primește Evanghelia, al doilea pas se botează, și la numărul ucenicilor s-au adăugat 3000 de suflete. Să știe exact care la numărul ucenicilor și să știe exact numărul celor care s-au convertit din exterior. Și pasul este acesta. Primirea Evangheliei, botez, adăugare la membralitatea bisericii. Nu există o fractură în Biblie. Nu te botezi și te adaugi la biserică. Trebuie să primești Evanghelia și să te botezi. Da? Nu primești Evanghelia și te adaugi la biserică trebuie să primești Evanghelia, să te botești și să te adaugi la biserică. Nu știu de ce satana tot le pune în gând la unii tot să fractureze procesul ăsta, care e foarte simplu. Și pentru omul din secolul I nu exista o fracturare în, în gândirea lor între aceste lucruri. Între pocăință, botez și adăugarea la biserică. ce? Îmi spui să mă botez? Ce? Îmi spui că botezul mă mântuie? Irelevant. Nu se discuta pentru el botezul era o mărturisire publică a mântuirii sale. El nu mai punea problema asta. Nu mai făcea filozofiile astea. Dar dacă nu mântuie, de ce mă pui să mă botez? Nu avem niște explicații pentru treaba asta. Dar tot ar trebui să te botezi pentru că asta e calea pe care Domnul ți-a spus să intri. Dar ce? Depinde mântuirea mea de biserica în care trăiesc? Ce? Biserica voastră mă mântuie? Nu te mântuie biserica noastră. Dar procesul normal ăsta este, da? Ăsta e procesul arătat în Sfânta Scriptură. Numai noi, oamenii păcătoși cum suntem, inventăm tot felul de anomalii. Eu vă spun deschis în seara asta. Și cred că dumneavoastră credeți la fel ca mine. Botezul este important ca aspect eclesiologic, da? Adică ca aspect care ține de biserică. De asta te botezi să fii parte din biserică. Nu soteriologic în sensul botezul nu te mântuie. Dar botezul este legat de soteriologie, de mântuire, prin faptul că prefigurează mântuirea. Ăsta e singurul act pe care ne-l-a lăsat Dumnezeu ca să prefigurăm mântuirea. Să arătăm mântuirea noastră. Este primul moment în care tu poți să predici Evanghelia vizibil prietenilor tăi, familiei tale, în care bisericii arăți mântuirea ta. Public, ăsta e primul moment în care spui, hei, eu nu mai sunt ca voi. Păi de ce? Am primit Evanghelia. Și Evanghelia asta mi-a adus iertarea păcatului în Domnul Iisus, moartea față de păcat, învierea la o viață nouă. Și eu vreau să fiu parte din oamenii care au avut aceeași experiență. Și nu mai sunt ca voi. Asta spui în e o declarație de război, botezul. E o declarație de alipire la biserică, e o declarație că ai fost mântuit. Da? Deși botezul nu mântuie, botezul prefigurează mântuirea, mărturisește mântuirea, arată mântuirea mea în Domnul Iisus Hristos și dacă tu ai înțeles lucrul ăsta și nu te botezi, ai o problemă. Mă înțelegeți ce spun? Dacă ai înțeles că botezul are semnificațiile astea, a fost poruncit de Domnul Iisus Hristos, ai înțeles și nu vrei să faci lucrul ăsta, ai o problemă. Ai o problemă. Da? Ai o problemă de foarte multe puncte de vedere. Bun. Acum. Când vorbim despre botez și membralitate, despre botez și membralitate și despre ordinea aceasta pe care o arată Sfânta Scriptură, dar întâi trebuie să fii născut din nou, trebuie să te botezi, să faci o mărturie publică. Când faci o mărturie publică în botez, tu spui două lucruri. Unu, că ai cunoscut Evanghelia, da? că de asta te botezi, că ai primit Evanghelia, și doi, că Evanghelia a avut efect în viața ta și ai fost născut din nou. De aceea, adunarea noastră, și sunt multe adunări în lumea aceasta, care au un fel de proces care implică următoarele două lucruri. Cel care vrea să fie membru în adunare, care a fost născut din nou și care a fost botezat, trebuie să poată spune două lucruri. Vă pregătesc dinainte, da? Trebuie să pot spune două lucruri simple. Unu, care e Evanghelia prin care tu ai spui că ai fost mântuit? Că dacă vrei să fii membru în biserică, să -ai spui că ai fost mântuit. Care e Evanghelia? Care e Evanghelia care te-a mântuit pe tine? Spune ne și nouă. Păi Evanghelia care m-a mântuit pe mine e că eu m-am născut într-o familie de pocăiți, am fost un băiat bun din totdeauna, eu cred exact ca voi. De ce mai mai pus întrebarea asta? O, oh, dacă ai e Evanghelia, nu-i credem în Evanghelia aia. Deci noi nu credem în Evanghelia aia. Păi eu sunt ca voi, tot nu credem în Evanghelia. Și Calvinist, tot nu credem în Evanghelia ta. Da? Cu alte cuvinte, în esența Evangheliei, când, și noi când vorbim despre uh, a spune Evanghelia sau a mărturisi Evanghelia sau a declara Evanghelia, da, eu pe Iosif, în seara asta o să vorbesc numai de Iosif. Uh, nu Iosif din Biblie, da, să nu creați cineva că tot vorbim cu alți oameni care au murit de mult. Uh, Iosif spune în nou Evanghelia. Uh, stai că n-am apucat să-l citesc pe Charles Hodge, pe Herman Baving și pe Calvin să vedem ce definiții puu, au ei despre Evanghelie. Nu despre asta vorbim. Dar nu despre asta de vorbit. Sunt niște elemente esențiale în Evanghelie pe care oricine trebuie să le cunoască. Nu unul. Cine este Dumnezeu? L-ai cunoscut pe Dumnezeu? Da, cine e Dumnezeu pentru tine? Domnule, Dumnezeu este sfânt, eu sunt un păcătos și singurul mod în care Dumnezeu ăsta sfânt poate să fie împăcat cu mine este prin persoana Domnului Isus Hristos. Și Dumnezeu într-o zi m-a cercetat și am venit la El cu pocăință și cu credință, nu prin fapte bune, da? Și ce s-a întâmplat când ai venit cu pocăință și credință? Atunci am primit siguranța vieții veșnice doar pe baza jertfei Domnului Isus Hristos și am speranța vieții veșnice și vreau să merg la capăt cu Domnul Isus trăind o viață nouă, prin puterea Duhului Sfânt. E simplu, e banal, da? Cine e Dumnezeu, cine sunt eu, ce a făcut Domnul Isus Hristos, cum am întors eu la Dumnezeu, prin pocăință și credință și viața care am după asta, da? Asta este, asta este învățătura, asta este Evanghelia în esența ei. Da? Asta este Evanghelia în esența ei. Da? Trebuie să pot să sumarizez Evanghelia, nu să fac un tratat teologic despre Evanghelia. Să sumarizez Evanghelia, să o conceptualizez și uh, să arăt felul în care Evanghelia asta a avut un efect în viața mea. Uh, eu nu cred că trebuie să identificăm, cred că am spus și data trecută, momentul exact al mântuirii noastre, dar ar trebui să identific, identific o perioadă din viața mea în care Dumnezeu m-a adus la viață ar trebui să identifică între ce eram eu înainte să fiu născut din nou și ce sunt eu după ce am fost născut din nou. Nu mă interesează în momentul, există o diferență. A existat o schimbare de direcție, de orientare. Trebuie să existe așa ceva. Nu se poate. Nu se poate. Dacă vă spun despre eu, eu știu că în o perioadă în care el n-a fost născut din nou, pentru el e mai ușor de identificat lucrul acesta, mai ales că sunt și fratele lui. Nu vă spun mai multe vă spun el dacă e necesar. A treia condiție pentru membralitate. Deci naștere din nou, botez, asumarea legământului membrilor. Mulți au probleme cu lucrul ăsta. Să știți, m-au întrebat, domnule, voi sunteți un fel de sectă din asta, pentru că voi le dați, nu știu, trebuie să semneze tată ca să fie aici. Le, dați, le dăm legământul membrilor, dar avantajul este că nu le dăm plic de zeciuială. Și asta pentru mulți e o ușorare. Da? E o ușorare. Dar ei nu știu că, de fapt, zecioala pentru noi înseamnă că trebuie să dai mai mult decât zecioala, te dai pe tine însuți Dumnezeu cu tot ce ai, ceea ce face situația mai complicată decât cred unii, da? Condiția aceasta de a asuma legământul membrilor, la ce ne referim? Legământul membrilor, despre care noi, pe care noi îl avem și pe site, pe care vi l-a dat, de, a fost dat mai multe ori în adunare, este angajamentul membrilor de a-și asuma în mod practic toate responsabilitățile, ascultați, puse de Hristos asupra mădularilor din trupul lui. Nu spuse de fratele Mihai. Da? Îmi asum practic, când am foaia aia, parcă mă trezesc la viață. Bun, n-am mai auzit de așa ceva. Ce? Uite, astea sunt responsabilitățile. Păi de unde e asta? Păi uite, ai texte din Biblie aici. Astea sunt responsabilitățile membrilor. Le sumarizăm în 5 sau 10 responsabilități. Și trebuie să spun în fața adunării, da, declar că eu îmi asum să împlinesc ce mi-a poruncit Sfânta Scriptură, asta e legământul membrilor. Legământul membrilor este o sumarizare a responsabilităților biblice pe care eu le-am ca membru. Și ar trebui să le citim din când în când. Fratele Mihai spunea data trecută la sesiunea de întrebări de o mărturisire, de o înlegământ a membrilor din Bisericile Baptiste din anul 1939 sau 40 ceva. pe la începutul mișcării baptiste, adică după vreo 20 de ani, în care exact același lucru era. Se sumarizau responsabilități biblice ale membrilor și cel care vrea să fie membru în Dunare trebuia să-și asume. Dacă cineva, dacă eu îi dau uh, uh, fratelui Iosif, uite, asta sunt responsabilitățile tale de membru. oh păi, Bă, tate, eu nu vreau să mă întrebați voi pe mine de ce m-ați văzut într-o zi cu nu știu cine sau ce am făcut ceva sau de ce n-am venit la adunare. Și treaba voastră când vreau să vin la Dunare. Vedeți, e treabă. Da? Nu se poate. Da? Noi. noi trebuie înțeles că legământul membrilor nu este o invenție de noastră în care vrem să vă legăm de o sectă și să nu mai scăpați de aici. Nu despre asta este vorba, ci să conștientizăm că în mod practic trebuie să ne îndeplinim responsabilitățile de membru. Asta, este legământul membrilor, da? Este o asumare conștientă și practică a ceea ce ne poruncește cuvântul. 4, a patra condiție pentru membralitate este asumarea mărturisirii de credință. Ce-i Și cu asta o problemă oamenii. Unii vorbește Biblia despre mărturisire de credință. Bă, dacă citeai fapte capitolul 2, vedeai unde. Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Care era învățătura apostolilor? Ăștia știau care e învățătura apostolilor, da? Singura diferență este că noi avem acum avantajul acesta de a scrie foarte ușor. Sumar. Care este învățătura apostolilor? Pentru că, dacă nu mă înșel la conferința pe care am avut-o anul trecut, se dădea exemplu de Arius care erezia lui a fost foarte greu depistată pentru că el spunea tu crezi în asta? Da, eu cred tot ce spune Biblia. Cred, da, cred tot ce spune Biblia. Cred tot ce spune Biblia. Până a trebuit să fie pus în fața unor afirmații de credință. Crezi că Domnul Isus Hristos este Dumnezeu din Dumnezeu adevărat? păi nu spune Biblia asta. Crezi sau nu? Nu cred. A, deci nu crezi ce spune Biblia. Tu de fapt crezi niște iluzii ale dar niște interpretări ale tale asupra ceea ce spune Biblia. Mărturisirea de credință favorizează, facilitează da? a vedea într-un spațiu restrâns un sumar al învățăturii sfinte Scripturi. Și ați da acordul pentru acea învățătură, da? Asta facem mărturisirea de credință. De exemplu, 2 Tesalonicen 3,6 spune așa. În numele Domnului nostru Iisus Hristos vă poruncim, fraților, să vă depărtați de orice frate, orice frate, să te depărtezi de el, care trăiește în neorânduială. De unde știi că cineva trăiește în neorânduială? Ia auziți! Nu după învățăturile pe care le-ați primit de la noi. Cu alte cuvinte, în momentul în care noi sau un frateți va atrage atenția asupra unui lucru, el să va spune nu-ți îndeplinești responsabilitățile din legământul membrilor. Sau, doi, tu afirmi sau practici ceva greșit față de ce ai spus tu când ai devenit membru adunării. Tu ai spus că ești de acord cu lucrul ăla. Tu ai spus că vei face lucrul ăla și nu-l faci. Deci tu, sigur, te judeci pe tine. Noi nu mai venim să spunem lucruri cu care tu ai fost de acord și pe care acum îl calci în picioare. Înțelegeți de ce e important să ai o mărturisire de credință? Altfel ce îi spui? Eu știu o adunări în care s-a creat haos din cauza asta. Nimeni nu i-a spus când el a venit membru în adunare și chiar prezbit era ales în adunare. Nimeni nu l-a întrebat care este învățătura lui. Și a început să predice o grămadă de prostii, nimeni n-a putut să-l disciplineze. Pe cum să-l disciplineze? De ce învățătura voastră e mai bună decât a lui? Cine decide? El spune că învățătura e bună a adunării. El o stabilește din mers. Da? Sau păstorii care au schimbat învățătura sau mărturisirea de credință adunare de mai multe ori în câțiva ani la rând, nu în zeci de ani, în câțiva ani la rând. Biserica n-a putut să-i judece. De, cum să-i judece dacă n-au avut o mărturisire de la bun început? Eu fac ce au dimers, așa. Aveau o revelație, iar au mai schimbat o învățătura. De aceea este importantă. Importantă. Doi te să trei copaci. Dacă n-ascultă cineva ce spunem noi în această epistolă, însemna civil și să nu aveți niciun fel de legătură cu el ca să fie rușine. Atât de important Să ader la învățătura Bisericii. Da? la mărturisirea. În absența unei mărturisiri, biserica lasă o poartă descrisă își fundamentează comuniunea, părtășia pe altceva, nu pe învățătura cuvântului lui Dumnezeu și nu cunoaște importanța crucială a învățăturii pentru viața individuală și cea a comunității. În realitate, să știți, toate bisericile au o mărturisire, numai că nu au scrisă. Dacă m aș duce și aș predica, i-aș întreba, voi aveți mărturisiri de credință? Noi nu credem în documente omenești. Măi ce spiritual, voi sunteți duhovnicești. Ei nu cred în documente omenești scrise de oameni. Auziți, îți deranjați că scrise de oameni. Și atunci mă duc în biserică și încep să predic despre predestinare. oh, frate, noi nu credem în asta. Păi de ce nu credeți în asta? Păi, care e mărturisirea voastră? Eu vreau să predic totdeauna despre asta. Păi nu, nu credem în asta. A, deci aveți o mărturisire de credință care respinge un articol de credință al meu. Numai că nu aveți mărturisirea scrisă. Că de asta îl contrazici pe unul sau îl contrazici pe altul și de asta sunt atâtea dezbateri nesfârșite pe absolut Orice, orice, subiect. De ce? Că oamenii au mărturisire de credință. Ea pune într-o adunare de 200 de oameni, oamenii să spună toți mărturisirea de credință, cele mai banale aspecte. Să vedeți că fiecare e cu mărturisirea lor acolo. Fiecare e cu mărturisirea lor. De fapt, este o dezbinare acolo în învățătură, dar necunoscută, neconștientizată. Da? Neasumată. Să Noi suntem biserica asta, dar fiecare e cu mărturisirea lui. Important să avem o mărturisire. Prin asta nu vreau să spun că până la, până la adunarea membrilor, fratele Iosif trebuie să știe pe de rost mărturisirea de credință. Dacă nu o știm nici noi. Nu o știm nici noi. E, ar fi bine să o știm. Ci să o cunoască, să știe ce spune mărturisirea, să o înțeleagă și să-și dea acordul față de această mărturisire. Când spun că trebuie să-și dea acordul, nu ne referim că trebuie să-și dea acordul în absolut toate aspectele. Și aici o să lămurim poate puțin la sesiunea de întrebări, că am o întrebare pentru fratele Mihai. Nu trebuie să-ți dai acordul în toate lucrurile, dar trebuie să-ți dai acordul în aspectele esențiale. În aspectele esențiale despre mântuire și în aspectele esențiale de eclesiologie. De exemplu, eu să spun, eu cred în Sfânta Treime, eu cred ca voi, Calvinis ca voi, cred în toate astea, dar el nu crede că trebuie să participi la cina Domnului și să, să practicăm botezul, de exemplu. Sau nu crede că trebuie să practică în disciplina bisericii? Poate fi membru adunării? Nu poate fi membru adunării. El nu crede sau el nu e de acord, nu înțelege ca noi, însă și poarta de intrare în biserica locală, adică botezul, de exemplu, da? Sau el nu înțelege cât de importantă este comuniunea la cina Domnului. Să el nu-i de acord cu privire la închinarea noastră. El totdeauna o să ridice la sfârșit fraților, ce cu închinarea asta moartă? Unei fumul! Un tobele, un închidare electrică, mă terminați, mă omoriți aici, Frasul! lor, viață din Duhul sunt tropăiți o leacă, dansați, mișcați-vă leacă și totdeauna tot bate la cap așa, v-ar conveni? Nu, am o înțelegere greșită despre închinare, o înțelegere diferită de noi, cu privire la închinarea bisericii. Deși închinarea nu mântuie pe el nici pe noi, este un aspect fundamental din practica ca bisericii. Asta facem în fiecare miercuri, în fiecare duminică dimineață și în fiecare duminică seara. Deci vedeți că sunt aspecte esențiale în ce privește eclesiologia, nu soteriologia, da? Adică în ce privește viața bisericii, nu, uh, nu mântuirea. Nu mântuirea. Bun. Uh, acestea sunt câteva condiții primare. Pe scurt, cum devine cineva un membru? Haideți să sumarizez câțiva pași. Câțiva pași și uh, voi uh, lăsa loc de întrebări pentru fratele Mihai. Cum devine cineva membru? În primul rând, ca să devii membru în adunare, trebuie să crezi în Domnul Isus Hristos și să te pocăiești de păcatele tale. Da? Credință și pocăință. 2. trebuie să mărturisești public prin botez credința ta după ce ai înțeles adevărul creștin. Da? 3. trebuie să dai o mărturie prin viața ta pentru puterea Evangheliei care a lucrat în viața ta. Da? Deci, ești născut din nou, te-ai botezat, trebuie să existe o mărturie a Acestui lucru, da? Acestui lucru. Patru, Ca să fii membru, deci vorbim de mântuire, ca să fii membru, trebuie să participi constant în viața bisericii locale. Dacă Iosif ne spunea, eu nu o să vin la biserică la voi până când -ale, mă primiți membru, așteaptă mult și bine. Adică, okay, el eu o să mă duc să plimb, mă ved pe la toate adunele, să văd așa mai multe forme dute, dar vom lua în calcul ideea de membralitate. Nu să te primim. Ideea membralității tale după ce vei hotărâ să participi constant la viața adunării locale. Da? Deci, naștere din nou, botez, mărturie prin viața ta, participare constantă la viața bisericii locale, cunoaște, 5, mărturisirea de credință a bisericii locale, mărturisirea de credință, 6, asumă cu seriozitate responsabilitățile de membru, precizate în legământul membrilor, Șapte. Comunică dorința ta de a face parte din biserica locală. Deci dacă Iosif stă acolo și eu zice, parte, și îți vine să spunem, eu aș vrea să fiu parte din uh, biserică. Bun. Sau eu spus lui fratele Bogdi, de exemplu. El vrea să face, facă parte din biserica locală. Fratele Bogdi spune, da, e bună dorința ta și nu ne spune. Nici Iosif nu ne spune, nici fratele Bogdi nu spune. Și la adunarea locală, la adunarea, uh, uh, adunarea pe care o avem, uh, a bisericii în care să rânduiesc lucrurile acestea, noi nu știm. El nu și-a exprimat dorința asta. El are dorința, dar nu și-a exprimat-o. Noi nu o să punem problema membralității sale. De ce? Pentru că el nu și-a exprimat dorința de a fi membru în adunare, da? Deci el trebuie să comunice clar dorința lui de a face parte din adunarea locală. 8. Trebuie să mărturisești. V-am vorbit despre acest interviu, nu vă imaginați un interogatoriu în ăsta în care treceți într-un fel de purgatoriu. Da? Trebuie să poți mărturisi, simplu, sumar, Evanghelia și efectul ei în viața ta. Da? Cum ai fost tu mântuit? Și nouă trebuie să aștepți confirmarea adunării locale. Da? Ăsta e procesul, procesul biblic, așa împânzit, despicat firul în patru. Amin.